Un accident rutier în care au fost răniți doi copii și un adult s-a produs ieri în zona Poduroș. Un autoturism care s-a îndreptat dinspre Sfântul Lazar către Poduroș nu acorda prioritatea unei mașini care mergea spre Palatul Culturii. Impactul a fost violent și a fost surprins de o cameră de supraveghere. După evaluarea medicală, la fața locului au fost transportate la spital trei victime, doi copii și un adult. Facem apel către cetățeni să respecte regulile de circulație în orice situație, deoarece viața este prioritară.